Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E băiatul cu monitorizarea austerității, nerăbdător. Da, e un domeniu, aici e o pâine bună de mâncat. Eu sunt fascinat de interpretarea pe care o dă domnul Ciolacu, guvernul Ciolacu, conceptului de austeritate. Adică e cu totul pe dos decât știam eu sau mi-am imaginat eu că trebuia să fie. Eu credeam că austeritate înseamnă să cheltuiești mai puțin, să fii mai eficient. Dar ce știu eu? Clar nu mă pricep. La domnul Ciolacu și la colegii, tamam pe dos. Oamenii au abordări foarte moderne în privința asta, nemai văzute. Adevărul e că uneori trebuie să iei măsuri de-astea, da, contraintuitive, ca exact, să ieși din anumite situații. Bă, ce-ar face oricine în momentul ăsta? Și noi facem invers. Doar închidem, noi deschidem. Știi, să faci ceva, să schimbi karma. Think outside the box. Exact. Să gândești afară din portofel. Da. Să vezi la anul cum, mamă, la anul o să fie o austeritate. Unii o să o simtă în stilul tradițional, că nu se poate aplica conceptul ăsta nou la toți. Deci la unii o să fie pe vechi. Depinde. Dar de austeritatea asta pe nou o să rămână la cine este ales. Exact. Depinde de care parte a austerității ești. Păi asta exact zic. Ei au descoperit partea zemoasă a austerității. În fine, oarecum în context. Câteva cuvinte despre superagenția înființată de guvern pentru controlul absolut al tuturor companiilor și regiilor de stat din țara noastră, care sunt mii. Are un nume greu de uitat, AMEPIP. Îmi aduce aminte de impozitul PIP, pe care poate unii și-l aduc aminte de pe vremea Ceaușescu. Nu o să intru în detalii, vă spun eu după ce închidem microfonul. Deci AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Citez din definiția oficială: instituția care se află în subordinea guvernului și în coordonarea prim-ministrului are rolul de a coordona și monitoriza implementarea acțiunilor și politicilor de guvernanță corporativă la nivelul autorităților publice tutelare, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate. Asta este definiția oficială. Adică, în traducere, ar trebui să verifice dacă regiile și companiile de stat sunt conduse eficient, potrivit unor reguli corporatiste ale economiei de piață și nu ca rezervor de sinecuri pentru clientela de partid, așa cum e acum. Asta este teoria. În practică, vă spun eu ce o să facă în practică. O să-i dea afară pe loc pe șefii de prin companiile de stat care nu fac exact ce li se cere de clientela de partid, că suntem pe Dâmbovița aici. Asta este țara formelor fără fond. Guvernul a înființat această structură motivând că e o solicitare a Comisiei Europene, condiție pentru finanțarea României prin PNRR, ceea ce e posibil, doar că europenii se prea poate să fie avut altceva în minte când au cerut această structură. Nu de alta, dar după ce a făcut-o guvernul PSD-PNL, a fost înființată în vremea guvernului Ciucă, atunci s-a dat hotărârea, dar au început să angajeze, mă rog, din septembrie anul trecut, tot angajează la ea. Comisia Europeană a transmis că nu respectă practic nimic din ce trebuia să fie și ca atare nu e acceptabilă structura și banii din următoarea tranșă a PNRR sunt blocați până nu se remediază situația. Deci cineva la Palatul Victoriei a zis, hai, las că-i facem noi pe ăștia. Noi nu știm noi cum să face treaba. Ne facem că o facem și o facem cum vrem noi și raportăm că am făcut-o și fraierim pe ea. De parcă ea sunt proștii pământului, ei nu știu cu cine au de-a face, că vorba aia din 2007 încoace s-or fi prins și ei cam ce fel de șnapani sunt pe aici. De exemplu, angajații AMEPIP care au fost selectați până acum au fost numiți prin detașare de la ministerele lor, în loc să fie angajați prin concurs, cum trebuie făcut. Deci au fost angajați prin detașare, ceea ce știm cu toții că este una dintre cele mai eficiente metode de a evita, evident, concursurile de angajare, că nu se știe, poate apare vreunul competent și câștigă concursul, ce te faci, cât și eventualele manifestări ale personalității celor astfel selectați, că detașarea poate fi suspendată oricând, printr-o simplă semnătură. Dacă ai ceva de comentat, ai deschis ciocul când ți s-a cerut să faci nu știu ce și nu vrei să faci, te-a dat afară pe loc, nu trebuie. Când ești angajat pe concurs e mai complicat, ca niște legi care te protejează. Dacă ești prin detașare, s-a încetat detașarea începând de mâine. Te întorci la bază. Tovarășul Mar Popescu. Și mai caragios este modul în care au fost numiți șefii AMEPIP. De exemplu, vicepreședintele acestei structuri, domnul Victor Morar, un domn care e bine conectat la rețelele de putere din PSD. Omul nostru. Un la toate. Îl punem unde avem nevoie de dânsul.
Deci, dânsul a ajuns pe funcția respectivă fiind numit de o comisie specială, comisia ai căror membri au fost selectați, printre alții, chiar de către domnul Moraru, pe care ei l-au pus după aia șef. Tare! Și ăștia, deci ei s-au gândit că-i păcălesc pe aia de la Bruxelles, cu șmecherii de genul ăsta. O mână spală pe alta. Și evident, nici asta nu mi s-a părut deloc normal europenilor. Și nici nouă la drept vorbi, dar chiar pe față, adică dă încolo de treabă. Ai fi atent. Eu vă selectez pe voi în comisia, care după aia trebuie să selecteze șefii, ai înțeles? Să, wow, am vreun element ajutător, mai ai nevoie? Salariile de la MEPIP sunt de invidiat, evident. 92 de angajați, salarii mai mari cu 50% față de restul bugetarilor de pe poziții similare, pentru că lucrează, mă înțelegi, cu norme europene. Da. Și e mai greu. De exemplu, șeful AMEPIP are un salariu net de aproximativ 24.000 de lei, la care se vor adăuga mai mult ca sigur deja celebrele sporuri de periculozitate maximă pentru deschis calculatorul, praf de birou, curent de pe culoarul care duce la bufet. Bufetul cu tarife speciale, e un pericol mare acolo, știm foarte bine. Dar salariile, nu salariile sunt aici chichirezul, salariile sunt doar un mic bonus la adevărata afacere, care ar trebui să fie controlată în continuare de clientela de partid. Imensa majoritatea companiilor de stat din țara noastră sunt falite. Și ele sunt falite dintr-un motiv foarte simplu, pentru că sunt mereu ținta căpușării. Ori această sursă uriașă de venituri ar trebui să dispară dacă ele și AMEPIP ar acționa cu adevărat pe baza regulilor de guvernanță corporatistă invocate de Comisia Europeană. Ceea ce nu prea se poate, că de fiecare dată a fost o perioadă în care managerii companiilor de stat erau numiți pe baza unor concursuri. Și au venit câțiva manageri din mediul privat care au încercat să eficientizeze aceste companii. Și au fost zburați în 6 luni, adică sunt cazuri despre care am vorbit la vremea respectivă la radio. Nu lași un om să eficientizeze taromul. Ce e nebunit? Păi da, de acolo trebuie să ne tragem noi bani. Și companiile mari care erau falite și care au fost privatizate că nu se mai putea altfel, ce să vezi, culmea, au devenit super profitabile când au intrat în management privat. Petromul este un caz faimos. Sidex Galați este alt caz. Gaura Neagră, Sidex Galați. Petromul pierdea bani. Uite cum. De altă parte, ia, gândește-te că e și păcat. Ai muncit la un sistem ani și ani de zile. Da. Și vine unul și ți-l strică. Da, vine unul care cu eficiente, cu astea, cu... se uită pe contracte, păi nu mai semnează contract cu cine trebuie, ci semnează contractul care trebuie semnat pentru că e cel mai da, bun. Gândește că e un întreg sistem și mii și mii de angajați, cărora le strici karma. Și patroni, mii și mii de patroni de stat, că în țara asta avem patronii de stat, știi? Adică sunt patroni care lucrează în economia reală și săracii se confruntă cu toate greutățile și avem patronii de stat, care ei fac contracte numai cu statul. Sunt aia care, când glumim noi, care știu să apese tasta F5 când se pun contractele pe platforma de licitație. Ca să înțelegem mai bine grozăvia acestei împotrivire a guvernului față de cei corect de făcut, să spunem doar că, prin nerespectarea regulilor de înființare ale AMEPIP, nu doar, dar și prin asta, guvernul practic se autosabutează și nu poate încasa tranșa numărul 3 din PNRR. Din câte știu, este vorba de 2 miliarde de euro. Deci 2 miliarde de euro au greutate pentru români, au greutate mai mică, deci, decât interesele clientelei de partid, înfiptă la fluxul banilor publici. Da, în fine, scandalul durează de ceva timp, s-a ajuns în punctul în care trebuie ruptă pisica, sunt foarte curios ce o să facă guvernul Ciolacu. Ieri erau niște zvonuri că demisionează șefii AMEPIP și că se ia de la capăt toată procedura de angajare, adică să o facă serios. Dar sunt așa niște ezitări și niște, așa se codesc cu oamenii. Cum să facem noi să încercăm să mai păcălim o dată pe ăștia? Să urmărim subiectul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.